Bună ziua, dragilor! Bine ați venit în bucătăria lui Robert! Astăzi vreau să preparăm un cârnat tradițional de porc. O rețetă simplă, ușoară. Bine, ca de obicei eu vă spun simplă, ușoară. Eu zic că este chiar simplă și ușoară pentru că nu are foarte multe ingrediente, se prepară ușor și, să spunem, este foarte gustoasă. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Pulpă de porc, slănină, sare, piper, cimbru, usturoi și puțină apă rece. Acum ați văzut, plecând de la o rețetă tradițională, să-i spunem chiar țărănească, unde se făceau cârnatul de casă, se făcea doar cu sare, piper și usturoi, este o bază foarte bine știută, cred că și cunoscută, dar important e timpul de maturare, modul cum le preparăm, modul de tăiere, în primul rând, în anumite zone, de exemplu, să zicem în zona Banatului, să taie cârnatul la bardă, să face gros. Eu am ales astăzi și o să-l tocăm cu o sită de 8. Asta e o sită destul de mare, să spunem. Deci de la 6, între 8 și 9 puteți merge cu dimensiunea sitei. De ce? Pentru că va fi mai spre țărănesc, vor fi bucățile mai mari. De ce am ales apă și n-am ales supă? Se poate pune supă de oase, este mai gustos, să spunem așa, cu supă de oase, dar are un impediment, pentru că se poate altera foarte repede și foarte rapid. Având o proteină activă, în momentul când, nu știu, îl punem la zvântat, până să-i dăm fum, avem toate șansele să strice. Și atunci e de preferat, pentru că oricum noi avem o proteină bună în carne, mai ales dacă folosim pulpă sau spată, cu slănină. Acum, undeva la, eu am zis așa, undeva la 5 kg de carne macră de porc, adică spată sau pulpă, puteți merge cu extensie de 3 kg de slănină. Deci 5 carne macră, 3 slănină. Iar după aceea sare și piper, sarea o știți, eu merg undeva la 12 grame de sare pe kilogramul de carne, piper după gust, usturoi și cimbru după gust. Acum, opțiunea este a dumneavoastră și alegerea. Plecând de la baza asta simplă, puteți opta pentru foarte multe lucruri. De exemplu, aici pe vremuri în rețetarele vechi, cele să zicem chiar ceaușiste și în toate rețetarele de gastro și de horeca, se punea miroase de cârnați. Acel miroase de cârnați are la bază un enibahar, coriandru și puțin praf mic de nucșoară cu puțin praf de chimăn. E un amestec de condimente care se numea miroase de cârnați. Adăugând aceste chimănul, bineînțeles, știți că ajută la digestie. Dacă îl dozăm într-un gramaj foarte mic, ajută foarte mult și la aromă, și la gust, și ajută și la digestie. Dar în combinație cu usturoiul, care în temperatură și în tratament termic cu usturoiul, dacă îl adăugăm foarte, foarte mult usturoi, el degaje sulf. Da? Prin încălzire, prin temperatură ridicată, se dezvoltă sulful și atunci avem un miros și e și puțin greoi la digestie. Ce mai puteți adăuga la ăsta? De exemplu, în partea Austria-Germania se adaugă puțin, se adaugă coriandru și se adaugă pe lângă coriandru măghiran. Măghiran, chiar și cu un pigment ușor de oregano, adică sunt anumite arome în funcție de zonă, de țară și așa mai departe. Dar am zis, haide să optăm pentru cârnatul tradițional de acolo, dumneavoastră, dacă doriți și vă interesează, puteți să-mi scrie și vă pot da indicații mai precise. Oricum, în descrierea videoclipului o să aveți gramajele exacte pentru 10 porții. Hai să și începem. Pulpa de porc, o amestecăm acum cu slănina. Și acum, vedeți, eu am plecat de la baza asta fără să sărez, fără să condimentez absolut deloc. Dar, cel mai indicat este sarea, piperul, mușdeiul de usturoi, turnate peste carne, frământate bine, bine și lăsate 24 de ore la rece, iar după aceea le tocăm și după aceea le putem introduce în mațe și să le punem la zvântat. Aici am sarea cântărită. O adaug peste carne. Frământăm bine. Adăugăm și cimbru.
Piperul după gust. Am ales un piper mare, granulație mare, pentru că își dezvoltă mai bine aroma și nu este atât de picant. Așa. Iar acum, turnăm ușdeiul de usturoi, nu dintr-o dată tot. Ce miros plăcut! Deci, iată, această compoziție ar fi indicată 24 de ore la frigider, cu folie, da? Iar după aceea o procesăm o introducem în maț, o tocăm și așa mai departe. Haideți să vedem. Mai punem puțin usturoi. La fel usturoiul după gust. Usturoiul l-am mixat foarte, foarte bine cu foarte puțin ulei, sare și puțină apă. L-am frământat bine, bine până s-a făcut așa, s-a emulsionat, da? Ca și o pastă fină. Bun. Acum îl vom toca. Dacă nu aveți timp și vă grăbiți foarte tare să realizați un cârnat, atunci îl puteți frământa, lăsați măcar o oră, două la odihnă, după aceea îl tocați, iar după ce îl introduceți în mațe, măcar tot așa 24 de ore l-ați vântat și după aceea îi dăm fum. Bun, gata. Ne apucăm de tocat. Acum, progresiv, adăugăm puțină apă rece. Nu adăugați dintr-o dată, progresiv, da? La 10 kg de carne, de amestec de carne, puteți merge cu un litru de apă. Chiar un litru și jumătate, dar nu mai mult, pentru că porcul nu trage. Dacă aveam în compoziție și carne de vit, atunci se putea merge cu 2 litri, 2 litri jumate, adică undeva la 20% din cantitate. Așa se poate merge cu 10-12%, maxim 15%. O frământați, o bateți bine, pentru că frământatul contează foarte mult. Bun. 2 ore la odihnă. După aceea o mai frământăm 2 minute, o introducem în mațe și continuăm. Bun. Haideți să ne apucăm și de mațe. Acum, dacă găsiți mațele din comerț și vedeți că sunt tari sau oricum ele au foarte multă sare, le băgați în apă călduță și atunci ele se vor înmuia mult mai bine decât vor deveni mai flexibile. Cârnat tradițional de porc. Preparat autentic românesc, extraordinar de bun la gust, vi-l recomand în asociere cu
muștar și hrean, ardei iute, murături și tot ce doriți dumneavoastră. Important este să tot ceea ce preparați dumneavoastră să vă placă și să găsiți gustul autentic românesc. Ce vin vă recomand aici. Ar fi foarte important. Adică, cum să vă spun eu, vinurile sunt multiple, dar ce vin vă recomand eu? Vă recomand un Cabernet Sauvignon. Da? Sau un bineînțeles, Cabernetul Sauvignon trebuie să fie sec și vă mai recomand un Sauvignon Blanc sec. Vă doresc mult succes. Dacă aveți întrebări sau aveți nelămuriri, vă aștept cu mare drag să-mi scrieți. Multă sănătate!